América. Ce oraș vreți să vă vând în Statele Unite? Mai la sud cred că e bine, la că e Chicago. Eu la Chicago. Tot la Chicago? La Chicago, acolo am prieteni, acolo... E bine, mergem și la Chicago. Dar de unde știa el ce fac ei în cameră? În cantonament, pe el era și el cu ei în cameră. În aceeași cameră? Nu avea grijă. Era pe vremea aia, era... Nu interesa materia. Erau băieții, erau așa. Că premiile erau de mic. Când au luat cupa europei, ei au primit 1000 de dolari, jucătorii, și corpul tehnic și, mă rog, administrativ, 600. Deci să iei acum cupa câte minori. Da, stai să spun, iar aia care au pierdut au luat 20.000 de dolari. Da. Cei care au luat bătaie. Barcelona. Cam așa era. Da. Așa au fost pe vreme. Și au mai luat, le-a mai dat câte 1.000, pentru că ăsta Enei a reușit să facă o convenție cu o echipă care a participat la campionatul ăsta și i-a văzut că au fost foarte buni și... Nu i-a și noi l-am judecat pe el, că așa, și ne-am dus la Sovata și ce să faci? Ne duceam în restaurant de maceață, dacă nu plecăm. Sovata e terminat la și o să întreb, domnule, plătiți ceva dacă eu pun filmul ăsta pe internet pentru ca să demonstrez cât de rău o duc pensionarii și multe. Fără varză. Cu varză, la varză. Cu varză. Și cu bucătăria așa. Făcută de pensionari. Făcută de pensionari. Sunt de acord. Mai să știi. Tu știi ce mai bine. Cer la rotară să le baseze programarea. Da. Vreau să vă spun o dată și care te îndrepte de ăsta cu o să te Are și pagini? Nu, așa că nu trebuie. Are pagini? Dar să vă spun ceva? Gelatina asta. O uitam la mine. Și sorocorea asta. Poate. Auză, mijlocul ce e acolo? Ia explicați, doamna Cala. Mango, asta e un căpșor. Așa. Kiwi. Așa. Ananas. Băi, am băgat-o eu în aromat. Era caritor. Cremă diplomat. Gelatină.
E, da. Fugeta s-a făcut. Chiar e frumoasă. Nu, nu, știi ce admiram acum? Încadrarea. Arată bine cu alea roșii. Da, domne, cum se spun, pantaloni ăștia și pantofii îți dau un aer tineresc. Fesa... Fii atent aici. Fesa este fermă. Nu știu dacă asta contează. Bref, în Chicago, fetele alea care le ai tu pe acolo, o să zică Everlast sau așa ceva. Domnule, mi-e cunoscută firma asta, cred că e ceva de sport, ceva de genul ăsta, Florida. Imagini cu dumneavoastră. Mari, am o propunere, să mergem amândoi să-l vizităm pe Ponțarul la pușcărie. Mă, știi ceva? Dacă dă un coniac sau un whisky, mă duc și eu. Da, să știi că era Articola. Deci chiar. Da. Primă să-ți faci că le puteți.